An la rând au bătut la uși închise fără ca cineva să-i bage în seamă și au fost tratați ca și locuitori de mâna a doua a orașului. Este vorba despre severinenii care locuiesc în cartierul Walter Mărăcinanu, zona orașului ocolită an la rând de investiții. Lucrurile s-au schimbat aici, iar de câteva zile au demarat cel mai amplu proiect de modernizare a zonei. Mai multe străzi din cartier, precum și strada principală, vor fi asfaltate. A fost extinsă și rețeaua de apă și canal, iar acum se lucrează la introducerea rețelei de gaze naturale. Tot Walterul și străzile adiacente, da, alea vor fi lucrate de o altă firmă, străzile celelalte, Cibinului, Stejarului, Baladei, strada care merge pe malul pârâului către pădure. Deci toate zonele acestea vor fi prinse, sunt prinse pe reabilitare, aducțiunea cu gaze, pluviale unde e cazul, țev, și după aceea venim cu asfaltarea din spate. Cartierul Walter Mărăcinanu era cartier al Severinului doar cu numele, căci condițiile în care se trăia aici erau demne de un cătun uitat de la țară. An la rând, locuitorii au cerut cu insistență ca măcar străzile să fie asfaltate. Nimeni nu a ținut însă cont de doleanțele lor până acum 2 ani, când aici au demarat primele investiții. A fost extinsă rețeaua de apă și canal, iar acum se lucrează la extinderea rețelei de gaze naturale, iar străzile din cartier urmează să fie asfaltate și ele. De mult așteptam lucrul ăsta, ați promis și într-adevăr sunteți și singurul care noi stăm aici de 35 de ani, eu mai tânăr și părinții au moștenit și nu a venit în afară de canalizarea de acum 2 ani nimeni ca să facă vreodată. Barem strada Walter Mărăcinanu, nu mai vorbim de celelalte adiacente. Deci în sfârșit sperăm că o să intrăm și noi... E normalitate, chiar, să chiar, știți. Da, că chiar e o normalitate care era de așteptat, dar după mulți ani. Acum, dacă se fac lucrările acestea, sigur că e un lucru foarte bun pentru toată lumea, nu numai pentru noi. Și felicitări domnului primar și cei care se ocupă de la primărie. Eu zic că e un lucru foarte bun. Pe lângă faptul că ne scurtează timpul, ne scurtează și nervii care îi aveam de fiecare dată când treceam pe aici. Praf, gropi, bălți? Nenorocire, ce să zic. Probabil că nu e reabilitat de ani de zile, zeci de ani de zile. Iar acum ce s-a întâmplat, chiar nu ne vine să credem. În acest moment suntem mai mult de jumătate din stradă rezolvată cu aducțiunea de gaze. Paralel se lucrează și la zona de ape pluviale. Eu zic că, așa, am dat un termen în 2 luni de zile, ieșim cu totul din această stradă, apă, deci preluarea apelor, gaze, asfaltare. Așa cum spunea și cum spun cetățenii, de foarte mulți ani, aproape deloc nu s-a intrat pe această stradă, era necesar, era nevoie, fiecare dintre severineni, și este și crezul meu administrativ, trebuie să aibă condiții moderne de locuit. Lucrările demarate în cartier sunt finanțate din fondurile municipalității. Pentru ca această lucrare să poată fi prinsă pentru finanțare, un sprijin consistent a venit și din partea Consiliului Județean Mehedinți, care a finanțat execuția mai multor lucrări de modernizare în oraș, astfel încât municipalitatea a avut fonduri suficiente pentru a putea investi în această zonă. Mă bucur să constat că se fac lucrări de anvergura asta, mai ales să face rețeaua de alimentare cu gaz în toată zona asta, care e o zonă foarte populată, fiindcă este evident că de la an la an numărul locuitorilor de aici a crescut, da, și toți așteptau gazul, iar preluarea apelor pluviale chiar rezolvă o problemă în zona asta. Mă bucur să constat că e mobilizare din partea constructorilor aici și, pe de altă parte, că oamenii sunt foarte mulțumiți, și am auzit mai devreme un cetățean al municipiului Drobeta, Turnu Severin, care spunea că locuiește de 35 de ani aici și așa ceva era de așteptat de mulți ani și iată că în sfârșit se realizează, mai că spunea omul că nu-i venea să creadă. Anul trecut am avut proiecte de 15 milioane de lei. Vă spun sincer, sunt invidiat de primarii din alte municipii, reședințe de județ, pentru banii pe care îi primesc de la Consiliul Județean și pentru implicarea președintelui. Ne dorim din suflet ca și anul acesta să avem aceeași, și de-aia îl și aduc să vadă cum se cheltuiesc banii. Nu aici, dar în alte părți ale Severinului, cum se cheltuiesc banii pe care îi primim de la Consiliul Județean. Este obligatoriu și corect și normal să ai o relație corectă cu președintele Consiliului Județean. Pe lângă asfaltare și realizarea utilităților, în zonă este prevăzută și amenajarea spațiilor verzi.